Săptămâna Altfel, derulată în cadrul Bibliotecii Județene Panaiti Strati, reprezintă un bun prilej oferit copiilor și adolescenților de a fi mai aproape de carte, de a avea ocazia să viziteze instituția și de a participa la diverse activități menite să-i familiarizeze cu spațiile și serviciile bibliotecii, cu noi modalități de petrecere a timpului liber, prin joc, cunoaștere, experiment și dezvoltare personală. Anul acesta, mai mult decât oricând, Curtea Bibliotecii și multe dintre secțiile de relații cu publicul au fost încărcate de clase de elevi, dornici să afle cât mai multe și să-și petreacă timpul într-un mod relaxant, într-un loc unde timpul trece frumos și cu folos. Astfel, pe parcursul întregii săptămâni, numai în cadrul biroului împrumut pentru adult sala de lectură, au fost înregistrate un număr de 24 de clase de elevi, aproximativ 700 de elevi, însoțiți de cadre didactice, părinți și bunici. Aceștia au avut oportunitatea de a vizita secțiile bibliotecii, de a se familiariza cu serviciile oferite și de a fi antrenați în diverse ateliere. Activitățile oferite în această săptămână veselă, creativă, plină de bucurie, zâmbete și voie bună, au fost următoarele: vizite, ateliere de geografie, vizionări de film, ateliere de handmade, prezentarea Biblioteca Panaiti Strati Filă din Cartea Brăilei, vânătoare de comori brăilene, atelierul Aseamănă și Adună. Copiii au fost conduși prin toate secțiile bibliotecii, primind explicații cu privire la funcționarea acestora și modalitatea în care pot fi ajutați în procesul lor de învățare și cunoaștere. De asemenea, în cadrul atelierelor și activităților diverse derulate pe parcursul săptămânii Altfel, copiii au avut ocazia să-și manifeste creativitatea, lucrând în echipă și învățând într-un cadru mai puțin formal, cântând și vizionând filmulețe despre prietenie și sărbătorile pascale. Două clase de elevi au avut fericita ocazie de a-i cunoaște pe scriitorii brăileni, Maria Cogălnicianu și Ioan Munteanu, aceștia povestindu-le copiilor despre felul în care au naștere cărțile sub penițele lor, ce anume inspiră și aduce în fața colii albe ce freamătă nerăbdătoare să ducă mai departe cuvintele așternute de ei. Mulțumire elevilor, cadrelor didactice, părinților și bunicilor care ne-au trecut pragul și, nu în ultimul rând, bibliotecarilor care au organizat atelierele și care s-au implicat în activitățile din cadrul acestei tumultoase săptămâni. Vă așteptăm mereu alături de noi pentru a vă petrece timpul în cel mai frumos și educativ mod.